Avicii a declarat într-un interviu recent că preferă mai mult varianta sa a melodiei Living for Love în schimbul celei alese de Madonna. Cu toate că s-a contrazis cu artista în studioul de înregistrări, Avicii a spus că nu ar îndrăzni să o jignească. Ziarul britanic Daily Star a titrat cum că producătorul ar fi zis că Madonna i-ar fi stricat acestuia melodia, fapt ce l-a deranjat pe Avicii. După ce și-a exprimat deranjul față de titlul ziarului, cei de la Daily Star au schimbat titlul articolului în favoarea producătorului. Avicii speră ca pe viitor să colaboreze cu Adele și Rihanna, despre care spune că e una dintre cele mai talentate artiste a timpurilor noastre. We are the new America.